Din 1 septembrie, unele troleibuze și autobuze din capitală vor transporta doar copiii la școli și la grădinițe. Decizia a fost luată de conducerea primăriei. Este vorba despre un proiect pilot inițiat cu scopul de a preveni aglomerația și a proteja micuții de noul coronavirus. Așadar, în intervalul orar 6:50 și 9 dimineața, fiecare al patrulea troleibuz de pe rutele 8, 10, 22, 24 și 25 va fi destinat exclusiv pentru transportarea copiilor și a unui singur însoțitor de-al lui. În cazul autobuzelor, va fi făcut un orar special pentru mijloacele de transport care circulă pe rutele 5, 19, 23 și 26. Călătoriile vor fi gratuite doar pentru micuții de până la 7 ani. Am încercat să aflăm de la reprezentanții primăriei cine va monitoriza ca în unele troleibuze și autobuze să urce doar copiii și însoțitorii lor. Însă responsabilii nu au fost de găsit la telefon.